Dragi chișinăuni, stimați reprezentanții ai mass media, fracțiunea platformei DA în permanență a făcut exact ceea ce trebuie să facă un gospodar în familia sa și am fi făcut și mai mult. În campaniile electorale, Ion Ceban spunea că nu va admite majorarea tarifelor pentru călătorie în transportul public și că tarifele pentru călătorie nu pot fi majorate atât timp cât veniturile populației nu vor crește și cât nu există sistemul de taxare electronică. Observăm și simțim cu toții că veniturile populației nu au crescut. Dimpotrivă, s-au redus, iar prețurile s-au majorat considerabil. Cine este responsabil de acest eșec? Ieri, responsabilă era guvernarea PSRM, azi responsabilă este guvernarea PAS. Există în capital sistem de taxare electronică? Au fost îndeplinite promisiunile electorale? Nu. Cine este responsabil? Primărie și Ion Ceban. Toți, și PSRM și PAS, au făcut promisiuni și unii și alții au uitat de ele. Dar dacă domnul Ceban, devenind primar, a constatat că nu poate realiza promisiunile făcute în campania electorală, altfel decât prin majorare de tarif pentru transport, era obligat să recunoască public că a greșit sau a mințit, să prezinte un proiect de ajustare treptată a tarifelor cu un minim impact social asupra populației. Primarul Ceban era obligat să prezinte un plan realist de executare a celor promisiuni pe care le poate realiza, nu doar visa. Platforma DA a ales să slujească cetățeanul și interesele acestuia și respinge orice tentativă a guvernării centrale PAS și a celei municipale PSRM de a implica fracțiunea platformei DA în disputele lor politice păguboase și în povărarea și mai dureroasă a locuitorilor capitale cu noi și cu noi majorări de tarife. După ce populația a fost supusă în ultima perioadă de timp la plata de tarife și prețuri exorbitante la energie electrică, energie termică, gaz, combustibil și la cele mai necesare produse și bune. Platforma DA a luat act de votul comun din 9 iunie 2022 al PSRM și al câtorva consilieri neafiliați la propunerea primarului general de majorare a tarifelor la transportul public. Și tăcerea uimitoare la acest subiect a consilierilor PAS și a presiei servite formațiuni politice de la guvernare. Existența majorității conjuncturale, cel puțin la acest subiect, este mai mult decât evidență, iar dacă la 9 iunie 2022 în sală erau și ceilalți patru consilieri socialiști, astăzi tariful la transport ar fi fost deja majorat, cu votul socialiștilor și cel al câtorva neafiliați din cotul oamenilor. Și acest risc nu a dispărut încă. Platforma DA menționează că a votat împotriva majorării tarifului și că nu susține majorări de prețuri și tarife din contul cetățeanului, cu atât mai puțin în timp de criză. La insistența platformei DA, astăzi proiectul de decizie nu mai conține cifra majorată de 6 lei, a valorii de referință din cadrul metodologiei de calcul. Fracțiunea platformei DA consideră că problema tarifelor trebuie rezolvată de guvernanții de la nivel central și municipal, din contul rezultatelor muncii lor, promise a fi productive în campaniile electorale și nu de pe spatele oamenilor. Pentru că problema tarifelor la transportul public nu e doar o problemă de urbanism, de administrare locală, este fără îndoială și o problemă socială, una care este legată organic de sărăcie, de puterea de cumpărare, de inflație, de pensii și salarii, extrem de mici, aflate în responsabilitatea guvernării, ieri guvernarea PSRM, azi guvernarea PAS. E nevoie urgent de un dialog cu autoritățile centrale, care vor sau nu, trebuie să se implice imediat, să iasă din autoizolare și să dea dovadă de responsabilitate. Fracțiunea platformei DA cere guvernului să asigure întregii populații a țării un trai decent, în conformitate cu articolul 47 din Constituția Republicii Moldova. Guvernul este obligat să dea toți banii datorați conform legilor țării și Constituției, tuturor apeleurilor din țară, inclusiv municipalității Chișinău, inclusiv sumele datorate ca urmare a gestionării pe cont propriu de către apele a crizei pandemice și acelei a refugiaților, în jur de 460 de milioane de lei. Trebuie să vă întrebați cu toții, sunt oamenii capabili să mai ia de la gura copiilor lor pentru a acoperi incompetența guvernanților, pentru a acoperi și alte tarife majorate, cum ar fi cele la transport?
Vor putea achita oamenii și aceste tarife de 2-3 ori mai mari decât cele actuale în condițiile în care prețurile la produsele de primă necesitate au crescut ca pe drojdie, la unele cu peste 30% inclusiv din cauza incompetenței guvernării. Fracțiunea Platformei DA în Consiliul Municipal Chișinău în permanență a respectat legea, a contribuit în mod constructiv la realizarea drepturilor și intereselor locuitorilor capitale. Am acționat doar în beneficiul oamenilor și niciodată împotriva lor. Cu un argument serios bazat pe expertiză și largi investiții interne și externe, asigurate de un primar normal, al oamenilor, nu al clanurilor politice și oligarhice, pe baza unui dialog sănătos și a unei cooperări loiale între autoritățile statului, centrală și municipală. Municipiul Chișinău putea și trebuie să devină cea de-a doua capitală europeană după Tallinn, cu un transport gratuit pentru toți locuitorii. Asta ar fi putut face primarul general al capitalei, Andrei Năstase, dacă trioul Plahotniuc, Dodon, Ceban nu ar fi anulat alegerile lui democratice în funcție de primar. În Chișinău suntem deja în situația în care transportul public este deja subvenționat cu aproximativ 800 de milioane de lei. Se putea și trebuia întreprins ceva total diferit, o schimbare de amengură, pe bază de expertiză, de calitate și multe investiții naționale și externe. Transportul public gratuit poate fi una dintre câteva măsuri importante de limitare a traficului de mașini private în centrul orașului, combină cu o creștere substanțială a locuitorilor de parcare, o extindere a zonelor de parcare pe stradă și o redistribuire radicală a spațiului stradal prin crearea de benzi exclusive de transport public. Creșterea numărului de rezidenți înregistrați în Chișinău ca rezultat al unei asemenea măsuri ar atrage noi contribuții din impozitul pe venit, iar și pe această bază orașul ar acoperi mai mult decât pierderile la tarif. Pe rețeaua municipală s-ar înregistra o creștere a cererii de pasageri de peste 20%, iar traficul auto cu autovehicule particulare în zonele aglomerate în centrul orașului ar descrește simțitor. În situația actuală, însă, cu un primar socialist în frunte și cu o majoritate conjuncturală antipopulară, Platforma DA cere în continuare ca orice ajustare a tarifelor la transport public să fie făcută în mod treptat, 1. Mai întâi și în principal din contul datoriilor legate ale guvernului și din sursele autorităților publice municipale. 3. Și doar în ultimul rând din contul cetățeanului cu un minim de impact social asupra acestuia și al familiei sale. Platforma DA a propus în cadrul dezbaterilor publice și cere în continuare scutirea de la plata tarifului în transportul public a tuturor celor mai vulnerabile categorii sociale. Cere în continuare scutirea pensionarilor, a persoanelor cu dizabilități, a tuturor elevilor, a veteranilor de război și a invalizilor de război, a participanților la Cernobâl. Astfel spus, să contribuie mai întâi cei care au făcut promisiuni, guvernul și primarul, și au obligat să facă oamenilor o viață mai bună. Și nu doar după aceasta, cei mereu păcăliți de politicieni, oamenii să achizi. Fracțiunea Platformei DA din CMC a luat act de declarațiile publice ale primarului socialist Ceban, potrivit cărora, dacă guvernarea centrală ar achita către cea municipală toate datoriile, nu ar fi nevoie de ajustarea tarifelor în transport din contul oamenilor. Fracțiunea Platformei DA cheamă administrația primăriei și guvernul la dialog constructiv și își asumă medierea dialogului dintre primărie și guvern, în vederea rezolvării problemelor vitale ale capitalei, realizării unei cooperări loiale între instituții, în beneficiul locuitorilor capitale și a întregii țări. Dacă acest lucru nu se întâmpla, urgent, jocul pe SRM și PAS de țara în bun riscă să provoace și starea transportului public în Chișinău. Iar din acel punct și până la așteptul, de către forțele revanșarde a haosului, nu e decât un pas. În consecință, fracțiunea Platformei DA va propune un amendament la proiectul de decizie al CMC, prin care primarul Ceban va fi obligat să întreprindă toate măsurile legale privind recunoașterea tuturor datoriilor de la guvern, dar și altor creanțe ale primăriei, în vederea neadmiterii majorării tarifelor la transport. Dacă guvernul achită datoria față de primărie, tariful ar rămâne la fel. Pentru că guvernul nu își achită datoria, plătește cetățeanul. Nu cetățeanul trebuie să plătească datoria guvernului. Vă mulțumim! Dacă sunt careva întrebări, vă stăm la dispoziția dumneavoastră. Dacă nu, mulțumim și vă dorim o zi bună în continuare.